Ziua 592, din 3 zile până la Kiev. Ieri nu a fost un episod, din cauza că nu știu dacă știți dar, ce se întâmplă prin Israel, dar un pic am fost preocupat să văd dacă chiar au nevoie de mine. Mi-a spus clar că nu, deci rămân cu voi. Și menționez asta numai că sigur o să fie multe întrebări, am multe de spus despre situație, bineînțeles, dar aici nu neapărat e forumul potrivit, așa că hai să vorbim despre războiul mai apropiat de noi în Ucraina. În primul rând, astăzi, forțele ucrainene au efectuat o lovitură cu rachete și drone asupra Crimea. Cu toate aceasta, această lovitură a fost foarte ciudată în comparație cu ceea ce am văzut recent, pentru că, în primul rând, lovitura a fost extrem de dispersată. În al doilea rând, lovitura a vizat zone neconvenționale, să spunem așa, iar în al treilea rând, Ucrainii ne au vizat aceste zone cu rachete și drone singuratice. Surse ruse au raportat că ucrainenii au atacat obiecte ruse din vestul Crimee cu doar o dronă și o rachetă, încă două rachete au fost detectate pe lângă peninsula Fiolent, în sud, și cel puțin o rachetă în partea centrală lângă Zancoi. Surse ruse, bineînțeles, au susținut cu sinceritate că toate obiectele au fost doborâte cu excepția celor din jurul lui Sanhoi. Pentru că acolo localnicii au postat imagini cu explozie și au confirmat că rachetele ucrainene au lovit instalații nespecificate de pe calea ferată principală. Analiștii au concluzionat că folosirea de drone și rachete singuratice în locuri neconvenționale înseamnă doar un singur lucru. Ucrainenii iar testează apărarea antiaeriană rusă în pregătirea pentru următoare serie de lovituri devastatoare. Și deoarece ceea ce a rămas din flota rusă de la Marea Neagră a fost deja forțată să iasă din Crimea, singurele ținte valoroase de aici rămân bazele, centrele logistice și depozite de combustibil și muniție. Misterul rusă al apărării a raportat că ucrainenii au folosit rachete S-200 modificate. Să mai fac aluzii la Storm Shadow și de ce nu pică Storm Shadow prin Crimea? Sau cred că deja am exagerat ceea ce a făcut pe analiștii ruși, care chiar cred în ce zice misterul rus al apărării, să fie și mai preocupați de securitatea centrului Crimee, deoarece o rachetă S-200 singură a reușit să treacă prin apărarea aeriană fără obstacole. Poate că asta se datorează faptul că, după ce și-au dobărât propria avioane de luptă în timp de două săptămâni consecutive, operatorii ruși de apărare aeriană au decis să, să nu mai intercepteze obiecte singure în aer. Ce evoluție interesantă! Între timp, când vine vorba de direcția tocmacului, aici ucrainenii au murit amplarea operațiunilor ofensive către copani. Imaginele geolocalizate recent lansate arată comunitățile ruse lovesc pozițiile ucrainene la liniile copacilor aproape direct la nord de așezare. Pe baza imaginilor se pare că ucrainenii și-au concentrat forțele la nord de așezare și au făcut un atac de flanc brusc pentru a completa atacul principal de la robotine. Un alt videoclip arată un sistem rus de artilerie termobarică TOS Adin, încercând să vizeze concentrațiile forțelor ucrainene din jurul satului și să prevină un atac din nord. Forțele Speciale Ucrainene au publicat un videoclip care arată cum au reușit să identifice sistemul rus de artilerie termobarică TOS-Adin, l-au urmărit și, în coordonare cu echipajele HIMARS, l-au distrus chiar înainte de a face o nouă lovitură pentru a submina efortul ofensiv ucrainian. Forțele Speciale Ucrainene au detectat de asemenea un lansator rus de rachete de apărare aeriană Stir la 10 și le-au distrus de data aceasta cu o lovitură cu dronă. În plus, luptătorii ucraineni au identificat și distrus un puternic sistem de război electronic AR-330, care acum a deschis cerul pentru operatorii ucraineni de drone, în special pentru dronele de asalt, permițând amplificarea atacurilor. Interesant este că astăzi s-a confirmat că rușii au încercat să atace robotine din Copan de mai multe ori în septembrie. Institutul pentru studierea războiului a evaluat dinamica din această regiune și a concluzionat că, deși forțele ruse probabil au recâștigat temporar anumite poziții la vest de robotine, ulterior le-au pierdut, cu inițiativa cu tot, pe flancul ucrainian lângă robotine, în timpul unei serii de contraatacuri în ultimele câteva săptămâni. Analiștii militari ucraineni au oferit mai multe detalii asupra situației și au raportat că elemente ale formațiilor aeroportate rusești, adică VDV-ul, au atacat poziții ucrainene pe direcția copanii robotine, într-o încercare eșuată de a atenua presiunea asupra forțelor ruse din apropierea de Novopropopivka. Analiștii au afirmat că regimentul 104 aeroportat rus nu a reușit să ajungă la periferia robotinei și chiar au pierdut mai multe poziții în apropierea de copani. Cu toată aceasta, judecând după reacția decisivă ucraineană de a ataca în această direcție, atacurile rusești nu au obținut mare efect asupra operațiunilor ofensive ucrainene. Până acum, ucrainenii continuă să avanseze. Portatorul de cuvânt al forțelor ucrainene în direcția Tocmacului, Alexander Stupun, a raportat că forțele ucrainene au obținut succes la vestul robotinei și au stabilit control asupra noi tranșee și fortificații. Interesant este că unele resurse ruse, mai puțin prominente, admit că ucrainenii au forțat și mai mult peste noapte și au continuat să atace pozițiile rusești, punând în aplicare tactica de a folosi grupuri mici de infanterie. Mulțumesc frumos că mi-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă puteți abona la canal și sper să ne auzim și mâine să menținem inițiativa.